În această săptămână, ținând cont de prognozele Administrației Naționale de Meteorologie referitoare la codurile portocalii și galbene de caniculă în zona banatului, Direcția de Drumuri și Transport din cadrul Consiliului Județean Timiș anunță implementarea unor restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Astfel, restricțiile se vor aplica în perioada 14-17 august între orele 10 și 20, pe toate drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean antimiș. Excepție de la aceste prevederi fac cele de transport în comun, vehiculele implicate în intervenții de urgență sau care acționează la lucrările de reparații la drumuri, transporturile poștale, cele de echipamente de prim ajutor, distribuție de carburanți, transporturile funerare, precum și cele care vizează activitățile militare și cele de salubrizare stradală.